Trebuie să știu o spune asta. Bă, trebuie să facem rock, nu? A, da. What's up, guys? Bine v-am regăsit la un nou vlog. Astăzi vom face ceva special. Nimeni altul din Moldova n-a făcut așa ceva. Samara Jackson, acum vom realiza aici cu Max o vedetă cu 0 abonați. Vrea să ne întâlnească foarte mult și cam da, o să le așteptăm, l-am sunat și toate astea, să faceți cunoștință și vom face promovare la el. Hai să dăm bice! Uitați acolo pe 0 abonați! Ei, salutare! Cameramane, filmează asta! Cum este? Uitați-l acolo! Ne simți tu! Ce mai faci, de băzule? Bună! Cum mai zici? Ai 0 abonați? Da. Vrei să-ți facem promovare? Da. Ești fan mare a nostru? Da. Cum crezi? Este bine să ne întâlnești? Da. Ok! Cum te simți că ai niște vedete alături de tine? Bă, mă simt foarte bine, bă, nu vine să cred că sunt niște vedete, că o sunt ceva de abonați, dar eu am 0! Oh my god! Nu te teme, că să-mi primim mie și la 1000 de abonați să spunem și numele, în afară de Max, că Max e Max, evident. Așa, Denis, oricum, dacă suntem într-o clasă și tot ești fericit că mă vezi în fiecare zi, sper să facem niște challenge-uri împreună, așa, de la youtuber la youtuber. Să scrieți în comentarii. Da, să scrieți în comentarii, de la ați auzit. El e professional. Da, și aceste... Tu câte conturi de YouTube ai? Două. Unul de gaming și unul de vlog. Vlog, da. Și o să le aveți în descriere sau aici, sus. Și hai să trecem cu... challenge-urile. Bă, nu trebuie să facem challenge-ul cu ăsta, cu 0 abonați. Bine. Și pregătit pentru o provocare? Da. Atunci să te venim, nubule. Suie-te în copacul ăla și să spui că ești cel mai nub din toată planeta YouTube. Fă-o și strigă tare pentru abonați. De nu nu spun canalul tău în descriere. Să vezi. Sunt cel mai nob YouTube. Mai tare. Sunt cel mai nob YouTube. Te doare? Nu, bă, mă gândeam. Hai te scoală-te, nu proste. Mă gândeam puțin. Gata. Oricum, vom reveni la următorul challenge. El ne va spune mie ce challenge să fac. Sper că n-ai gânduri proaste. Nu? Se vom pregăti. Nu? Nu, 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 nu. Cum ne ducem la Edelweiss Prahon Nuk, să el să ne dăie provocare pentru mine? Da, va fi o provocare pentru Floyd. O, parkour! Yes! Parkour! O, parkour! Cum el ne va da challenge-ul? Acum, challenge-ul meu pentru tine este: spun două întrebări despre mine. Dacă le ghicești, e ok. Dacă nu, dau două pentru față. Bine, pentru voi. Haide. Prima provocare. Întrebare este: cât de mult crezi că eu spun un Brawl Stars? Gen, dacă ai... Deci la procente, la 10% până la 100%. 90. Greșit, 89. 1%! Da. Asta a durut! Hai de-a doua! De nu strag eu în gură! Haide. A doua întrebare este: cât crezi că eu, cum se spune, ce? Mă tem de, cât procente de sunt eu mă tem de câini și, cum se spune, de câini, spune, că mă tem de Depinde.
câine. Poate să fie adorabil. Depinde câine sălbatic și rău. Dacă un fel mare, dar rău. Și mic și rău. Te tem de chihuahua? Nu. Ar fi cazul să te tem. De se enervează, tu știi ce fac. Știu ce fac, dar nu e nervios. Te tem de pit. Primul cățel, da, ai 3 căței de spus, mai ai 5 încercări. Primul cățel, da, de fapt. Te tem de pisici. De câini, mă! Da! Te tem de... De scrânciop. Câini, bă! Te tem, te tem de gard. Câini. Te tem de casă. Mai ai încă 2 șani, dacă nu le răspunzi cu câini, îți dau o palmă pe față. Tem de masă? Nu, mai ai încă bani. Haide, ce de greu este, de frunze! Bă, câini, bă, sau tu nu înțelegi, câini! O merit, o merit, bă, o... O să plătești pentru asta, nenorocit. Câte o lovitură am primit azi? Păcat pentru tine, amice! Băi, Denis, te-ai gândit vreodată? Noi ne-am pus unul altuia întrebări și toate alea, challenge. Dar cameramanului nostru? El nimic nu face, el doar ne filmează. Te gândești la ce am vorbit și eu? Da. Provocări nebune! Vreau să faci challenge! Da! No! Te rog frumos! Nu ai făcut nimic. Știu, dar nu vreau! Scăpăte de fapt! Fuck you, fuck you, fuck! Uitați-l aici. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați like, subscribe și toate acelea, să apăsați pe dați like și la mine. Da, și dați și lui. Și cred că noi ne revedem data viitoare. Pa! Pa!